Autoritățile și consilierii din Râmnicu Sărat vor analiza situația spitalului municipal miercuri într-o întâlnire cu managerul unității medicale. Întâlnirea are loc în contextul în care, recent, medicul Mădălina Eftenaru a demisionat din funcția de director medical din motive personale. Primarul din Râmnicu Sărat mulțumește medicului Mădălina Eftenaru pentru activitatea desfășurată pe perioada în care a asigurat interimatul funcției de director medical și recunoaște că această funcție nu este una atractivă pentru medicii din cadrul spitalului. Indiferent care au fost motivele pentru care doamna doctor a renunțat la această calitate, noi trebuie să-i mulțumim, eu personal trebuie să o fac, pentru că și-a asumat într-o perioadă dificilă să preia această funcție. Nu este ușor deloc să fii în orice funcție de conducere, în orice instituție, cu atât mai greu este într-o instituție ca și spitalul municipal. Am avut ședință de Consiliu, cum știți, și am stabilit ca miercuri la ora 17 să avem o întâlnire cu membrii Comitetului Director și conducerea spitalului pentru a analiza ce se întâmplă la momentul acesta. Sorin Cârjan consideră că problema cu care se confruntă în prezent Spitalul Municipal Râmnicu Sărat este una de credibilitate, iar acest lucru se întâmplă din cauza criticilor și a zvonurilor care circulă în ultima perioadă cu privire la personalul unității. Primarul este însă convins că râmnicenii trebuie să susțină medicii și activitatea acestora și să se prezinte cu încredere în unitate medicală. Dacă numărul pacienților va scădea, spitalul nu va mai putea realiza venituri, iar situația va deveni cu adevărat una îngrijorătoare, pentru că unitatea medicală nu va mai avea cum să-și plătească medicii. Astăzi, spitalul, dacă are într-adevăr o problemă, este cea legată de credibilitate. Noi, râmnicenii, ar trebui să facem front comun să susținem spitalul, pentru că dacă astăzi ni se pare o situație grea că nu avem director medical, și este, că nu avem linia de gardă permanent, și este, s-ar putea în perioada următoare să avem o problemă și mai mare, pentru că neavând pacienți care să adreseze spitalului și spitalul nerealizând venituri, spitalul nu va realiza venituri să-și plătească medicii. Și acela va fi momentul în care medicii cu adevărat vor pleca. Dacă nu vor exista doritori pentru funcția de director medical, spitalul va funcționa foarte greu. Putem funcționa fără director medical, dar o să o facem greșit. O putem face greu, pentru că e nevoie de un medic să coordoneze activitatea medicală. Dar spun că putem să o facem și fără director medical, pentru că și în alte situații în țară, tocmai datorită problemelor din sistem, lucrul acesta se întâmplă. Nici spitalul județean nu are director medical. Nu este în cazul de față un model de urmat. Dar nu de noi, nu în puterea noastră a stat. Spitalul din Râmnicu Sărat asigură asistența medicală pentru populația din municipiu, dar și pentru localitățile limitrofe, precum și pentru comune din județele Vrancea și Brăila.